primul verset ne vorbește de Domnul Iisus Hristos, care a plâns. Și amintea aici fratele Pavel, n-a plâns pentru zidurile Ierusalimului. Ierusalimul este un campion al dărâmătorilor și a reconstruit. Este orașul din lume care a fost de 12 ori dărâmat și tot de atâtea ori reconstruit. Este în cartea recordurilor, dacă vreți să-l puteți. Domnul Iisus n-a plâns pentru aceste zile. A plâns Domnul Iisus pentru niște stări care ar trebui să plângă oameni. N-a plâns Domnul Iisus atunci când a fost bătut. Nu a plâns. N-a plâns când a fost batjocorit. N-a plâns atunci când l-a vândut Iuda. N-a plâns atunci când Petru nu l-a recunoscut. Atunci când a fost răstignit și le-a văzut pe femei că plângea, a spus, nu mă plângeți pe mine. Plângeți-vă pe voi. S-a amintit aici de o vreme a cercetării. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea prorocului Isaia. Căutați-L pe Domnul câtă vreme se mai poate găsi. Chemați-L câtă vreme mai este aproape. Nu este mai aproape Dumnezeu de noi. Nu este mai aproape decât în ziua cercetării. Este cel mai aproape de noi. În ziua în care auzi cuvântul lui Dumnezeu. În ziua în care simți Fiorul Sfânt, simți Duhul Sfânt în inima ta. Când simți o bucurie care nu poți să-ți exprimi în cuvinte. Este ziua cercetării. De aceea am spus tinerilor, nu plecați, rămâneți aici. Nu lăsați ziua cercetării să treacă pe lângă voi. Domnul Iisus Hristos a plâns pentru sufletele oamenilor din Ierusalim. Pentru că a văzut că cei mai mulți dintre ei au lăsat ziua cercetării să treacă pe lângă ei. Și au spus și Domnul Iisus Hristos a dat o sentință. Și a spus pentru că a refuzat cumva ziua cercetării. Lucrurile acestea acum sunt ascunse de voi. Atunci când refuz ziua cercetării, s-ar putea ca în ziua următoare bucuria care ai simțit-o cu zi înainte să nu mai o simți niciodată. Să vrei să o simți și să nu mai poți simți niciodată. Pentru că ai refuzat ziua cercetării. Dacă cineva de aici în seara aceasta, cum spunea fratele Pavel, a simțit ziua cercetării și a simțit că pentru el astăzi vorbește Dumnezeu și îl cheamă la pocăință. Să știți că Dumnezeu și astăzi cheamă la pocăință. Măcar că vremurile sunt târzii. Măcar că vremurile sunt târzii. Măcar că se apropie ceasul al 12-lea. Dumnezeu încă cheamă și astăzi la pocăință. Mă rog ca Dumnezeu să cheme tinerii noștri la pocăință. Era un tânăr care sluja lui Dumnezeu și nu îl cunoștea pe Dumnezeu. Era tânărul Samuel. Era în casa lui Eli și nu îl cunoștea pe Dumnezeu. Dar într-o zi, a auzit glasul lui Dumnezeu care l-a chemat. Dragii mei tineri, în special ar vrea să vă spun vouă. Să știți că Dumnezeu vă cunoaște numele la fiecare dintre voi. Dacă auziți glasul lui Dumnezeu, n-așteptați să stau în turme din cer. N-așteptați minuni ca și greci sau înțelepciune. Dacă simțiți în inima voastră
că Dumnezeu vă cercetează. Aș vrea să vă spun. Acceptați cercetarea lui Dumnezeu. Să nu treacă pe lângă voi. Să nu treacă pe lângă noi. Este așa de trist. Un popor al lui Dumnezeu. Și cum spunea fratele Pare, erau mulți. Nu erau puțini. Dacă am cerceta scripturile, dacă am cerceta istoria, așa de puțini dintre ei au acceptat chemarea Domnului Iisus. Așa de puțini au acceptat chemarea cerului. În vremurile în care trăim, sunt tot mai puțini care acceptă această chemare. În ziua cercetării, cei mai mulți oameni râd și bat jocuresc. Și foarte interesant, că ar trebui să-și plângă păcatul. Și Domnul Iisus, cum se spune aici, mai plânge și astăzi, ca așa cum aproape 2000 de ani. Plânge El în locul oamenilor. Pentru că oamenii nu cunosc și nu acceptă ziua cercetării. Mă rog lui Dumnezeu și să ne rugăm lui Dumnezeu ca Biserica Simorial să cunoască vremea cercetării. Să știți că nu este multă vreme. Și ușa Harului pentru neamul se va închide. Vor căuta oamenii pe Dumnezeu și nu-L vor mai găsi. Îi vor căuta pe predicator și nu-L vor mai găsi. Va muta Dumnezeu Harul de la neamuri, îl va muta la poporul Israel. Frați și surori, până încă mai suntem în Harul acesta, haideți să ne pocăim. Haideți să ne pocăim. Și dacă cuiva i-a vorbit Dumnezeu în seara aceasta, dacă cuiva Dumnezeu i-a mișcat inima seara aceasta, chemați-L pe Dumnezeu în inima voastră. Și aș vrea să vă spun că atunci când îl înviți pe Dumnezeu, El nu te refuză niciodată. Dacă oamenii te refuză, poate ai invitat pe cineva la cina ta și te-a refuzat. Ar vrea să vă spun că Dumnezeu nu refuză niciodată pe nimeni. În cartea Apocalipsă, vorbește cuvântul lui Dumnezeu către biserica din Laodicea și spune în felul următor. De fapt, este Domnul Iisus care îi spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă cineva aude glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Am o întrebare pentru noi toți în seara aceasta. Ați vrea să cinați cu Dumnezeu și cu Domnul Iisus la masă? Amin. Dacă vrem aceasta, aș vrea să vă spun. Invitați în inima dumneavoastră și invitați-L în casa dumneavoastră. Și cu siguranță că nu vă va refuza. Lăudați să fie numele Domnului. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare, frați și surori. Și aș vrea toți împreună să mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Să mulțumim pentru cântare, pentru...